există nicio plângere penală împotriva mea ca și candidat. Există doar o sesizare penală privind anumite suspiciuni legate de anumite semnături care prezintă similitudini, ceva de genul acesta. Astfel de semnături se găsesc pe listele tuturor partidelor politice, tuturor candidaților. Cei de la BEC au decis să facă astfel de sesizări penale doar împotriva celor care au depus duminică, cei care au depus înainte de decizia CCR-ului în cazul Cataramă, se pot considera norocoși în prima fază, pentru că Biroul Electoral Central se pare că nu se va îndrepta și împotriva lor, deși pe lista lui Klaus Iohannis există copii Xerox sau fotocopii, cum apare în procesul verbal, ceea ce contravine clar legislației în vigoare, pentru că se semnează acolo că depui actele, semnăturile în original și într-un anumit număr. În original înseamnă fără fotocopii. Faptul că președintele țării are în dosarul pe care l-a depus fotocopii, sigur că este foarte grav și poate să atragă răspundere penală. Noi nu avem nici măcar o fotocopie, nici măcar un Xerox în dosarul nostru. La rândul nostru, pentru că CCR-ul, nu, pentru că BEC-ul nu se va sesiza și în cazul celor care au fost în primele zile, vom face noi sesizări penale în oglindă cu cele făcute de Biroul Electoral Central pentru toți ceilalți candidați care n-au beneficiat de acest tratament din partea Biroului Electoral Central.